concursul de 20 de tone pe care l-am avut anul acesta la Agrisan este ca și continuarea proiectului de anul trecut, în care am avut același hibrid DKC5830, la care am încercat să aducem câteva îmbunătățiri. Față de anul trecut, când am folosit 94.000 de plante la hectar, anul acesta am folosit 98.000 de plante la hectar. Producția, față de 17,7 tone anul trecut, anul acesta am făcut 19.478. Această performanță pentru noi reprezintă, într-adevăr, un răspuns al muncii noastre, un rezultat excelent. Am scarificat în toamna anului 2017, am fertilizat cu îngrășăminte complexe, după care în primăvară am fertilizat cu uree și în timpul vegetației am folosit azot lichid. De la sămânță pleacă totul, contează într-o măsură maximă, aș putea spune, și recomand tuturor să folosească hibrizi de calitate. În special, noi cu Decalb am avut, după cum deja se află, numai rezultate extraordinare. Principalele caracteristici ale acestui hibrid DKC5830 sunt următoarele. Răsărire uniformă și am putut să-l semănăm destul de devreme, în 17 aprilie. Răsărirea a fost rapidă, o tulpină rezistentă și, nu în ultimul rând, pierderea rapidă a apei, un hibrid semi-tardiv recoltat la sfârșitul lunii septembrie cu 15,4 unitate, este extraordinar. Acest hibrid se pliază foarte bine la densități foarte mari. Este hibridul care răspunde foarte bine la condiții intensive de cultură și valorifică foarte bine aportul de substanțe nutritive și cu macro și micro elemente și în același timp are un randament foarte bun în ceea ce privește boabe la peșculet. După sămânță, bineînțeles, și apa este un factor hotărător. Noi am folosit udare prin picurare, ceea ce este mai puțin întâlnit la porum și clar rezultatul este pe măsură. Pentru 2019, cu siguranță, vom continua proiectul care l-am început anul trecut, respectiv proiectul de 20 de tone. O să facem o analiză exactă pe hărțile de producție pe care le avem de la Combina cu Yield Monitor pentru a vedea exact ce trebuie să îmbunătățim la acest proiect. Ne gândim pentru 2019, în primul rând, să mărim suprafețele, să căutăm noi soluții, să putem să facem și mai multă producție, și mai de calitate și să ne arătăm în primul rând că se poate.